ce video aș putea să fac eu? Ar trebui să fac un video foarte prost, neoriginal, necalitativ și foarte retardat ca toate videoclipurile mele. Despre ce aș putea să vorbesc? Știu! Cred că o să vorbesc despre bani. Salutare, dorori, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre bani. Am văzut multă lume că vorbește despre asta și fac multe vizualizări, așa că hai să vorbesc și eu. Nu chiar, de fapt, vreau să vă spun adevărul despre bani și că foarte mulți youtuberi mint despre chestia asta și mie nu-mi plac niciunile, așa că o să vă spun eu cum stă treaba. Cum faci bani? Toată lumea se întreabă cum dracu fac bani pe YouTube. Simplu. Cred că ați văzut la multe videoclipuri de pe YouTube că apar reclame înainte, în timpul videoclipului, pe videoclip, lângă videoclip, pe unde nu apar reclame, pe bune. Bine, mai sunt și oamenii ăia, țiganii ăia care au adblock și nu mai câștigăm și noi bani. Alea cu reclamele la videoclipuri pe care le vedeți voi, alea-s nimic, adică cea mai bună lună pe care am avut-o eu dintre toate și fac YouTube de 3 ani, mă rog, hai să zicem de un an jumate mai ca lumea sau ceva de genul, dar totuși, e destul de mult timp și la 95.000 de abonați, cea mai bună lună să fie în care câștig $150, da, adică nu e foarte mult, dar nici foarte puțin, cum zic unii youtuberi că și-au o înghețată. Cea mai bună lună, vă spun eu, pentru mine a fost $150 în care, habar n-am, am făcut vreo un milion jumate, mai mult de 1.500.000 de vizualizări pe luna aia. Îi decent, în alte țări câștigam 2000 de euro pe vizurile astea, dar în România nu e așa. Da, și am văzut multe persoane care intră pe Social Blade și văd câți bani fac. Păi frate, acolo zice că fac 3000 de euro pe lună. Vă zic sigur, nu e așa, dacă vreți vă arăt tot istoricul meu de la PayPal, nu fac 3000 de euro pe lună. Ce dracu, pe bune! Bun, a doua chestie, cum poți să faci bani, este să faci reclame la companii, aplicații, tot felul de prostii. Ați văzut o groază de youtuber, m-ați văzut pe mine că facem promovări la diferite aplicații și la diferite căcaturi. Da, pentru bani. Pe aplicațiile alea faci mult mai mulți bani decât faci lunar, pentru că pe un video în care prezinți o aplicație poți face, nu știu, $80 sau pentru o chestie, pentru când prezinți o aplicație la început de videoclip. Ceea ce e destul de mult și e fain, numai că oricum nu se întâmplă foarte des, doar la youtuberii foarte mari. O să vă explic mai încolo cum funcționează banii, acum v-am spus doar cum poți face rost de ei. Să continuăm! Când mă pot apuca de făcut bani? Am abonați, nu fac bani, ce fac? De obicei, ca să începi să faci o sumă moderată de bani, să zicem, ca să poți să-ți permiți un upgrade la aparatură sau ceva de genul, teoretic ar trebui să ai peste 50.000 de abonați. Nu știu, asta e teoria mea, nu scrie nicăieri, m-am gândit la asta acum vreo 20 de minute și am scris pe o foaie niște chestii. Cel puțin eu și am auzit de la alți youtuberi, sub 50.000 de abonați nu prea faci foarte mulți bani, doar așa un $100 în câteva luni, dar nu e o sumă foarte mare. Peste 50.000 de abonați, suma începe să crească. Acum am dat seama că mai aveam încă o chestie care scrie câți bani se fac și tocmai am vorbit despre chestia asta. Da, nasol. Continuăm! Unde se duc banii? Toată lumea se întreabă unde naiba ajung banii din YouTube. Ne luăm mașini, ne luăm elicoptere, nu. Stați calmi, nu, în niciun caz. Banii se duc în echipament. Cel puțin la 99% dintre vlogări, banii se duc în echipament. Și se mai duc în chestii personale, gen mie mi s-a furat telefonul, acum am prostia asta de telefon. Da, o să-mi cumpăr altul, din banii de YouTube, pentru că o să fac nu știu ce promovări, aia e. Dar, în marea majoritate, banii se duc pe echipament, că doar la început e mai greu, dar după ce faci bani, o să poți să investești în echipament, pentru că echipamentul e foarte, foarte scump. Adică obiectivul ăsta pe care l-am acum, care e un 10-18, costă mai mult decât aparatul pe care l-am, care e un 600D.
ceea ce e mind-blowing, pe bune. Dar pentru că câștig o anumită sumă de bani pe lună, mă ajută să investesc în chestia asta, pentru că eu fac bani într-o chestie, bag bani în aceeași chestie, scot bani, mai bag bani în chestia aia. Așa funcționează cu YouTube. Toți vlogării au vârste între 13 și, pui mei, hai să zicem, între 13 și 18 ani, cei mai mulți, și la vârsta asta n-ai ce să faci cu bani, așa că investești în ceea ce îți place să faci, teoretic, YouTube. Echipamentele astea, camerele pe care le vedeți la toți vlogării costă milioane. Dacă stați și vă uitați pe magazine gen F64 EMAG, cât costă fiecare bucată din echipamentul lor, o să vedeți că e foarte mult și banii aia trebuie să vină de undeva. De-aia sunt și de mii de reclame și prostii, multe videoclipuri pentru a reinvesti în YouTube, pentru că asta le place să facă. Și abonații vor chestia asta, doar că abonații de cele mai multe ori se frustrează că văd că fac reclame sau că fac foarte mulți bani și nu se gândesc că acel YouTuber are nevoie de echipament pentru a-și crea conținutul. Pentru că dacă nu au calitate, își iau înjurături. Dacă fac reclame, își iau înjurături. Dacă fac bani, își iau înjurături. Atunci cum dracu e bine? Adică vreți calitate, dar nu vreți reclame și bani. Păi echipamentul și calitatea costă, reclamele aduc bani. V-ați prins, abonați fericiți, care nu ar trebui să intereseze de bani, și ar trebui să intereseze calitatea unui videoclip sau calitatea vloggerului sau munca depusă, pentru că e destul de greu. De exemplu, calculatorul meu din camera cealaltă, am dat o groază de bani pe el. Să nu credeți că mi l-au cumpărat părinții așa: mama, vreau și eu un calculator, cât și... Nu, am dat și eu o mare parte din el. Laptopul pe care l-am avut acum 2 ani, care s-a stricat, din păcate, am dat eu, din banii mei, la 11 ani, 50 de milioane pe el. Fără să mă ajute părinții, am strâns bani, nu știu cum, și l-am cumpărat. Multă lume spune că cineva face YouTube pentru bani, ceea ce e imposibil. Parcă și Vlad Munteanu a vorbit despre asta în videoclipul lui. N-ai cum să faci YouTube pentru bani, deoarece, cum am spus acum câteva minute, pentru a putea genera o sumă destul de mare de bani, ai nevoie de undeva de 50.000 de abonați sau mai sus. Iar suma aia nu poți să o îndeplinești fără calitate și fără echipament scump. Deci, dacă te apuci de YouTube pentru bani, faci o lună, două și vezi că banii nu vin, că pui mei n-au cum să vină, o să te lași. Sincer, o să te lași. Bă, asta a fost video, sper că v-a plăcut. Am vorbit și eu niște chestii mai serioase. Nu știu dacă mă credeți sau nu. Asta e alegerea voastră, dacă vreți să mă credeți pe cuvânt sau nu. Nu știu, ăsta e adevărul spus de mine. Am zis să fac video ăsta pentru că am ajuns la o sumă destul de mare de abonați și îmi permit să vorbesc pe chestiile astea. Și o să vă explic cam cum funcționează tot sistemul. Da, eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!